aici, pasa acestuia la Nicandro Brevelt, Onea cu un șut care se duce în plasa porții și e gol! Este 2-1 pentru Poli Iași, minutul 54, dar este o mare problemă. S-a stins nocturna, am impresia. S-a stins nocturna și... conform hotărârii din minutul 1 de la debutul partidei, dacă nocturna se stinge după ce se rea partida, centralul fluieră sfârșitul meciului și este 3-0 la masa verde pentru Viitorul. Haideți să vedem ce se întâmplă, care va fi decizia lui Horia Mladinovic. Este mod normal 2-1 pentru Iași, dar da, se termină această partidă, incredibil. Este absolut incredibil. Minutul 55, cei 22 de jucători intră la cabine. Protestează jucătorii Iașiului. Le explică Horia Mladinovic jucătorilor hotărârea care a fost luată. Mi-aduc aminte însă de un meci cu o problemă similară, un șep și Astra a fost acum 3 ani. A fost o remiză atunci la Sfântul Gheorghe cu nocturna care s-a întrerupt de două ori. A doua oară a fost vreo 12 minute pauza. Da, se felicită jucătorii lui Ruben de la Barera, îl vedem pe tehnicianul oaspeților, intră la cabine, se termină această partidă. Poliaș Viitorul ar fi trebuit să fie 2-1 pentru jucătorul lui Daniel Pancu, este însă 0-3. O partidă care a fost sortită eșecului încă de acum câteva zile, când cei de la Viitorul au cerut amânarea meciului din cauza problemelor cu COVID. Nu s-a amânat, este o partidă care a început cu aproape o oră de întârziere și iată, se termină în minutul 55. Aici urmează Sport Center, vom vedea ce se întâmplă, care sunt declarații. Noi revedem golul lui Onea, a fost ultima fază a acestei partide. Sunt Ștefan Tudor, rămâneți alături de noi. Bane! Bane! Tableta! Nu știu unde e!